tocmai am ajuns în aglomerata gară din Hiroshima, iar acum o să mergem către trenurile Shinkansen, pentru că urmează să ajungem în Osaka. În Japonia, în general, totul este extrem de bine organizat, inclusiv în ceea ce privește transportul în comun. Noi acum am ajuns foarte repede în locul din gară de unde pleacă trenurile rapide, iar aici totul funcționează ceas. Este atât de bine indicat încât n-ai cum să te pierzi. Spre exemplu, noi acum suntem pe peronul numărul 14. Deci, spre exemplu, aici sunt trenurile care merg la această linie și este Nozomi, care este cel mai lung, cel de sus, și cele mai mici, care sunt Mizuho, Sakura și Hikari. Noi o să luăm Sakura, iar noi ne aflăm fix în dreptul vagonului 2, vagoanele 1 și 3 fiind cele care nu sunt cu locuri nerezervate. Iar dacă nu ai timp să-ți iei ceva de mâncare, pe peron sunt o groază de astfel de magazine în care găsești atât băuturi, cât și diverse cutiuțe cu mâncare pe care s-o mănânci în tren. O altă chestie foarte interesantă este faptul că oamenii, pentru a se urca în tren, stau la coadă. Sunt trasate niște linii care te ajută să formezi coada. Aproape de Osaka, mai exact suntem la un hub, se numește Shin Osaka, iar de aici o să luăm un tren local să ajungem fix în centrul orașului. Ajuns! Deci asta este doar zona de la gară. Are 30.000 de fabrici. 30.000 de fabrici are? Da, e cel mai mare motor al Japoniei. Dar dacă ar fi o țară, ar avea cel mai mare PIB din data lumea. E cap de locuit. Ia să vedem. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. This is it. În fiecare hotel avem kimono. Nu ce știi. Să chiar tare. Cred că acest kimono ar putea să fie al nostru când plecăm. Sper că nu știu. Wow. Deci toate suntem sub un pod sau, mă rog, da, întreb. Vedem, n-avem mare view. E foarte mișto că toate camerele au dezumidificator, au... De toate. De toate. Foarte mișto. Dacă vrei să-ți faci cafea, ceai, ai apă, ai frigider, ai TV, ai foarte multe lucruri. În cămăruțele astea ai minuscule. Foarte mișto. Cum să amenajezi un apartament sau o garsonieră, un semi-minimalist, asta aici de toate. Pentru că și astăzi se foarte cald și suntem în mijlocul zilei,
Am decis noi să mergem într-un mall, să cumpărăm câteva suveniruri și să vedem ce putem găsi aici la prețuri bune. Pentru că am auzit că prețurile sunt mai mici în Japonia, plus că avem și 10% taxe înapoi. În sfârșit mergem la un ramen sushi. Wow. Am apăsat în engleză și aici trebuie să selectăm niște produse și băuturi, deci practic tot ce vrei trebuie să comanzi la această tabletă. Se dă o comandă. Mi-am comandat niște sashimi asortat și niște karasaki cu sushi de karasaki. Eu credeam că îți face nota în funcție de ce e comandat de aici. Doar că au scanat facturile, fiecare facturie, tip de facturie are un anumit preț, de asta sunt diferite. A scanat facturile să vadă care este care și a făcut prețul. Și ne-a făcut la amândoi prețul pe baza facturilor. Tare. A fost foarte tare ca experiență. Și apoi mi se pare, în primul rând, că a fost fun. Că am comandat frumos, îți veneau, așteptai să-ți vină facturiuța și s-a părut super mișto. Și în al doilea rând a fost foarte ieftin, că am mâncat amândoi sashimi, sushi de toate felurile și nota a fost 2100 de ieni, 70 și ceva de lei în două persoane, sashimi de mai multe feluri, foarte ieftin, foarte ieftin. În sfârșit am nimerit și noi în supermarket. Iar aici așa arată un supermarket. Am ajuns în raiul lui Costin. Ce avem, Costin, aici? Ia zi. Vita Kobe este aproape 2000 de ieni. 2000 de ieni înseamnă 70 de lei 100 de grame, 700 de lei kilogramul. În România e 3000 de lei kilogramul, ca idee. Deci este de multe ori mai ieftină. Dar trebuie să avem și unde să o facem. Dar aveam la hotel o plită, bam, 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 bam. Aș fi făcut-o din asta. E foarte subțire, dar e ce trebuie. Noi pozăm pepenii, s-a părut foarte interesant că sunt ambalați, dar te-ai văzut că costă unul? Te-ai văzut că pepenul ăsta este 34 este 100 de euro? Este, nu, este 1000 de lei? 3400 sau 900 de lei? Ce pepene este, domnule? Peste 1000 de lei costă acest pepene. Da? Am amestit în mall-ul lor, nu mi se întâmplă, dar chiar haos și foarte multă lume. Dar concluzia este că
cred că o să mai venim în Japonia. Sigur, sigur mai venim în Japonia și stăm în Osaka mai mult. Este wow, este super mișto. Oamenii sunt foarte politicoși și aici nu intri în lift, gen, hop, haide să ne îmbulzim toți în fața liftului. Trebuie să vii, aștept, trebuie să fii condus la lift. Totul, oamenii sunt foarte politicoși, mi se pare că nu m-aș potrivi. Adică mi-au luat foarte mult timp să mă adaptez, venim cu obiceiurile noastre din, cel puțin din România, unde totul la grămadă. Un cadou inedit pentru copii de luat din Japonia sunt aceste jucării în biluță, un fel de biluță cu o surpriză. Pentru că nu știi exact ce o să spice și dacă o să iei o jucărie, una din cele de aici, o să fie o surpriză când o să o primești. Să vină să luăm și lui, să luăm și noi lui Andrei o astfel de jucărie, pentru că mi se pare tare. Am decis să luăm o mașinuță, o Toyota Benz, o găsim în Japonia. O Toyota costă 400 de ieni, 4 fise de câte 100 pe care îi băgăm aici. 1, 2, 3 și al 4-lea. Și hai să vedem ce primim. Și acum trebuie să rotim de aici, nu? Și o Toyota neagră. Da, frumos. Și asta este cadoul lui Andrei. Vieții mele din Japonia. Fiecare seară stă la coadă, țin în restaurant. La pe restaurantele mișto să stă la coadă. Vii, aștepți, ție un bon de ordine sau te pui pe o listă și după aia când se livrează masa, te tot treci de unul. Iar astăzi vom încerca vită japoneză, de asta stăm aici pentru un grătar bun. Pentru că este un lucru care trebuie să făcute când vii în Japonia. Puteam să luăm loin, două, scurt, una, ok? Ok. Așa, stai un pic, să-ți mai dau o chestie. Cum este?
ce trebuie. Castelul Osaka a fost construit începând cu anul 1583. S-a dorit ca acest castel să devină centrul unei Japonii unificate sub dominația clanului Toyotomi. Cu toate acestea, după ceva ani, castelul a fost distrus, punându-se capăt dominației clanului Toyotomi. Castelul apoi a fost reconstruit în 1620, iar reparațiile majore din 1997 dau acum castelului o nouă strălucire. Foarte interesant acest castel din Osaka, seamănă extrem de mult cu cel din Shimeji. E... Dacă vii în Osaka, merită să vii până aici, să-l vizitezi. Însă, atenție foarte mare, trebuie să planifici să vii să-l vezi de dimineața, pentru că undeva după ora 9, cozile de intrare în castel și aglomerația este foarte mare. Am continuat ziua cu o vizită la faimosul oraș Nara, leagănul civilizației nipone și cea mai veche capitală a Japoniei. Se consideră că aici este locul unde a înflorit budismul sub puternicul patronaj al împăraților Japoniei. Însă această vizită va fi subiectul următorului episod. Acum, întorcându-ne în Osaka, vom încheia seara în una dintre cele mai tari zone din oraș, zona Dotonbori. Și veți vedea imediat de ce. Dotonbori este unul dintre cartierele interesante și importante ale Osakai. Este un loc plin de viață unde oamenii vin, petrec. Vedem foarte multe neoane, foarte mulți oameni, iar astăzi îl vom descoperi și noi. Iar primul lucru de care ne-am lovit este aglomerat. Este extrem, extrem, extrem de aglomerat. Cred că nici Tokyo nu mi s-a părut așa de aglomerat ca aici, în zona asta. Am făcut o pauză la un restaurant, un organizator care arăta foarte bine mâncarea, machetele care le aveau la ușă și acum așteptăm să le vină. Este foarte mișto, este tradițional și este plin doar de locali. Sperăm că tot o să fie bine. A fost foarte ok restaurantul, cu mâncare plus băutură, am fost ceva la 3.000 de yen, care înseamnă cât? 80 de lei, 90 de lei, 30 de lei. Și ai mâncat sashimi? Da, un sashimi, un fel de mâncare cu tăiței și cu porc, o bere, un suc de portocale. Și fără super ok, adică nu mergi ca România, ca București.
Wow, super tare acest cartier. Mi s-a părut incredibil. Toate luminile alea, toată forfota. Și toată Osaka a fost acolo. Nu, este ceva foarte interesant cum în anumite zone vezi 2-3 mașini și 2-3 oameni, iar în alte zone este fix toată lumea. Adică este aglomerație mare, mare, mare în orice zi a săptămânii. Ne-a plăcut foarte mult. Deși e aglomerat, nu știu dacă reprezintă neapărat Japonia, mi s-a părut cam cel mai murdar, cam de peste tot, de pe unde am fost. Dar ok. Adică este locul în care chiar ai vrea să... Este la metro aici. Locul la care chiar ai vrea să mergi. Ok, hai să vedem pe unde ieșim. Da, Japonia mi se pare că este una din țările în care ai toată cultura asta asiatică, care nouă ne place foarte mult. Și se pare că este o țară super safe, super ok. Și oamenii este foarte curată, adică este extrem de curată. Deși nu sunt coșuri de gunoi și nu ai unde să arunci și obiectele, efectiv pe stradă nu am văzut măcar un pet, o sticlă, un pahar, ceva lăsat la vreo întâmplări. Din nou la Running Sushi. De ce? Pentru că ne place foarte tare. Se pare foarte ieftin. Și mi se pare foarte bune. Durează foarte puțin până și vin. Ceea ce contează pentru că destul de târziu trebuie să plecăm spre hotel, să facem bagajul, că mâine plecăm spre hotel. Literally există sushi cu 3 lei, adică două bucăți de sushi cu ton, două bucăți de sushi cu calamar, plus cu tentacule de calamar, sau 6 bucăți vegetale, cu castravete, cu omletă, cu tot ce este. 3 lei, da? 3 lei. Deci porțioara asta mea de sushi cu crevete este 6 lei. Porțioara aceasta mea cu vită este 10 lei. Și de care vită e? Este vită de-a lor. Vită japoneză, un pic fiartă, răiște cu lampa. Se arată foarte bine. Iar sashimi-ul de aici este în jur de 30 de lei. Sashimi. Bine, o porție destul de mare. Destul de consistentă. Asta cam cât e în București? 110, 100, 3 lei. Simplu. Ton shoryu, 3 lei. Două bucăți de sushi, de ton. Și așa arată cele de calamar, 3 lei. Da? 3 lei. Așa arată o masă după la Running Sushi. Avem foarte multe farfurioare, fiecare de diverse tipuri. Și la sfârșit va veni cineva, ne va scana toate farfurioarele și ne va face nota. Pam, pam! Ne-a venit și nota, toată masa a fost 3.047 de ieni, undeva un pic sub 100 de lei. Am mâncat 9 feluri de mâncare. Aici se încheie ultima noastră seară din Osaka și ultima seară din Japonia, pentru că mâine, cam pe la această oră, vom pleca. Osaka este un oraș care ne-a surprins tare mult. Nu ne așteptam să fie așa de mișto. Ne-a plăcut super mult, poate chiar mai mult decât Tokyo, nu știu de ce, chiar nu știu de ce, nu mă așteptam, dar se mănâncă foarte bine, sunt foarte multe lucruri mișto de văzut, e super cool. Nu degeaba îi se spune bucătăria Japoniei, nu? Da, chiar sunt foarte multe lucruri pe care le puteți alege, foarte multe locuri unde puteți mânca bine și mie mi se pare că pentru ce oferă este ieftin. Într-adevăr, nu ai foarte multe atracții turistice. În afară de castelul Osaka, nu prea sunt. Mai sunt câteva cartiere foarte interesante cu viața de noapte. Sunt foarte multe locuri cu clădiri, cu mall-uri. Nu vă voi spitisi cu siguranță. Dacă vrei cumpărături, dacă vrei distracție, dacă vrei
mâncare bună, Osaka este perfectă. Osaka este locul.